Foarte aproape să se întâmple o tragedie pe drumul național ce leagă Giurgiu de București. Unul din cauciucurile unui tir a explodat chiar în timpul mersului și a luat foc. Din fericire, șoferul autocamionului a văzut la timp explozia și a tras pe dreapta încercând să stingă incendiul cu extintorul până la sosirea pompierilor. Și mai bine este faptul că tirul nu avea viteză, așa că șoferul german a oprit în siguranță, evitând o posibilă răsturnare în șanțul de pe marginea drumului și astfel un eveniment rutier cu consecințe grave.